Am stat toată ziua în casă. Ieșim afară, este semi-întuneric. Dar m-am uitat la Star Trek. Am ieșit la plimbare. Ce se vede în cameră? Da, se vede foarte frumos. Eh, merită banii, nu? Mă mai gândesc. Nu știu cum ne-a găsit câinele ăsta pe noi, dar se potrivește cu noi așa la capitolul nebunii. Sunt foarte mulți străini care merg pe Calea Victoriei și au pe ei pantaloni scurți și tricouri. Iar noi suntem amândoi înfofoliți. Eu am o blăniță pe mine. Bine, mai mult de decor. Și eu am blănița pe mine. Foarte drăguț că sunt pet friendly. Iubesc restaurantele pet friendly. Deci o să luăm așa. Un vinișor, o fetească regală sole de la Ricaș și o pizza cu salam Napoli, salam picant, ventricina, bacon, vinete, capere și pătrunjel. Așa să ne ajute Dumnezeu. Apropo de inelul georgianei, acum ne-a venit ideea să mai mult georgianei, 75% ideea georgianei, 25% mea. Eu am venit cu ideea cu implementare și cu alea, să facem un sketch pe bază de inel. Cum se schimbă femeile după ce primesc inelul. O să fie super funny. Mâine îl filmăm. Mâine. Adică azi, când vedeți voi vlogul ăsta, ne-am pe eu că îl filmăm și după aia apar. Bine că mi-a făcut un bine. Ocazia care trebuie să anunțăm și câștigătorul la concursul ăla pe care l-am făcut de când n-am mai făcut. Da, pentru că dacă n-am mai pus sticiuri. Da, am fost mai agitat. După ce m-a cerut de soție, am fost amândoi foarte așa, am plutit și am uitat să fim responsabili. Ne pare rău, dar ne revenim. Da. Pupici. Îți pare foarte tare că Sășica are pizza în față și nu se atinge deloc de ea. E un câine foarte educat. Pizza asta de la pâine și vin este făcută de aceiași oameni care făceau pizza în vamă la expirat. Am mâncat vara asta când am fost în vamă pizza de la ei în continuu. Cred că ați văzut vlogurile. Asta e mult mai bună, ci că au schimbat coca și alea. Chiar se simte. Am ajuns cu Ionesca la aceeași concluzie. Asta este cea mai bună pizza pe care am mâncat-o vreodată, nu? Poate că are legătură cu sticla de vin pe care aproape am băut-o. Dar este minunată. Este... Deci veniți cât mai repede aici, că după aia poate strică rețeta sau ceva de genul. Hai să vină repede lumea aici să mănânce la pâine și vin, că poate strică rețeta. Hai să cum se întâmplă la cei cu spam. Azi era bun, mâine nu mai era. Asta așa îi place foarte mult. De-aia mănâncă doar aluații. I-a zis, tati, câte săsici? Câte săsici? Aici e tot ce a rămas după ce a trecut Ionescu cu Ionesca. Și cu Sasha Ionescu. Și cu Sasha. Ia zi-mă. Câte săsici? Ia zi, Geule, ce voiam noi să facem și cum am ajuns aici? Voiam să mergem acasă, să ne culcăm, că mâine avem o zi foarte aglomerată, dar am dat de... Băi, și noi două pornstar martini. Pornstar, două pornstar martini. Nu mai aveți? Nu cred! Nu, pentru asta ne-am interat! Bine, atunci ce ne-ai recomandat dacă n-ați? Suntem deschiși. Deci nu mai aveți deloc, adică nu mai faceți pornstar martini? De cât timp? De 7 luni. Deci Oana n-a mai fost de 7 luni. De 7 luni aici.
Deci noi avem o prietenă care, Oana, care ne-a recomandat. Păi și atunci ne prezentați meniul și tot rămânem ales. Deci Oana n-a mai fost aici de cel Oana, puțin. Oana, ne-ai dezinformat. Am venit aici, ne-am simțit ca ultimii oameni, exact, domnule. Exact, deci nu se poate, domnule. Hey, ideea e că acum noi o să stăm aici să bem ceva oricum, adică dacă tot am venit. Mai ne-a dat apa vieții. Doamne ajută. E de vin. Doamne ajută. Da. Doamne, da. Măi, am băut aproape de pahare și de bun. Nu se mai oprește. Te-am dat pășezam și am găsit piesa asta. Marian? Și cum a spus, e vorba despre simțuri, da? Așa. 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 Primul simț sunt cele șase simțuri, da? Bine. Primul simț a fost cel al gustului. Ăsta este al gustului, da. Ăsta este cel de-al doilea, este cel olfactiv. Oh my god. Popcorn, e whisky infuzat cu popcorn de caramel. Ok, ați judecat. Da. Yeah. Foarte tare chestia asta, foarte tare. Origo, nu mai nimeni cu cafeaua, dar mai nimeni cu băutura. Dai cu parfum? Da, mie îmi place personal foarte mult Coco Chanel. Da? Dar de asta am să dau cu Dior, da? Mm. Bună, bună. Enjoy! Wow. Nu aștept ține, cum îl beau? E paharul înăuntru? Da, deci, fiți atenți, e un pahar înăuntru, fiat. Hai să trăim. Bă, ești nebun cât de bun e. Dă-te-n pana mea, iau voi. Bă, băiete, ceasă cum ai? Mamă, cum poate să fie chestia asta? E nebunia lui Salam. Și poți să mănânci și popcornul? Bineînțeles! Trebuie să-i facem oare o poză. Când ne-am călcea înapoi popcornul, de-aia mă. A, și trebuie să vă arăt, m-am dus frumos la barman aici, l-am zăpăcit și mi-a dat sticla. Deci whisky de-asta are în popcorn. Se numește Small Batch Bullet Rye. Bullet Rye. Foarte bună. Și că e din secară whisky-ul ăsta. Foarte bun în copilul meu. E din bea și secară acasă. Mănânci popcorn-ul? Bun, deci situația stă în felul următor. Am mai luat încă două. Tu ai luat Tiki Riki Miki. Și tu ai luat Nutcracker. Nutcracker. Al meu este cu borș. Printre, adică are amaretto și borș. Și alte chestii super bune. Al meu e ceva de vară, nu știu ce are exact, e bun. Reveni cu detalii. Este ghimbir murat. Ah, ghimbir murat. Da, da. Deci ăsta e cu borș, da? Și ăsta e... Kikirikimiki, nu știm cu ce, n-am acest, l-am luat. Da, deci Roma, ananas, ghimbir. A, Roma, ananas, ghimbir, e de vară. Da, da. Bun. Mulțumim. Mulțumesc. Deci, am luat o gură din chestia asta și m-au lovit trei arome diferite. Trebuie să beau puțin apă. Wow. Ia, nu. Bea niște apă înainte. Mamă, ce arome, frate, deci... Wow, wow. Stai așa că mi-am pus... Și-a luat și el popcorn. Nu, mai, mi-am pus Titanic-ul aici, dacă vreau. Stai un pic așa, iubire. S-a pus să cauți și o ceartă recentă, un de-asta, un disc pe YouTube, pe Facebook, cum se ceartă oamenii, știi, în comentarii. Foarte mișto, abia. Să știi, gluma ta cu popcornul cu Titanicul a fost foarte bună. El chiar și-a pus Titanicul pe telefon. Da. Foarte bună gluma. Ai făcut-o și tu înainte, nu? Nu! Nu, chiar n-am făcut-o. Bă, dar e chiar... E o pahar aici. E o pahar chestia asta. Trebuie să amestecă. Da, el se face stăpidor și se amestecă doar cu limba. Hei, eu m-am decis să o fac și simplu trău. Adică să aruncăm băutura la un pat, da? Pentru că așa vom aera băutura, da? Va intra aer în băutura. Și o să fac un mult mai smooth, mult mai delicat. Da? Și aici este constelația Orion, după cum te zic, da? Da? Ce vrei să zici? Am vrut să intru la o expoziție și Marian nu m-a lăsat. Era cu Sasha. Băi, vreau să mă culturalizez și tu nu mă lași.